Pentru următoarele 48 de ore voi supraviețui singur în pădure, voi încerca să fac rost de apă și mâncare, să-mi construiesc o bază și, cel mai important, să supraviețuiesc împotriva animalelor sălbatice. Pentru această expediție avem pregătită o mașină super specială, o mașină de off-road care 100% o să ne ajute în această aventură. Nu mai pierdem timpul, ne urcăm în mașină și mergem direct în pădure. Și în timp ce conduc spre pădure, vreau să mulțumesc abonaților săptămânii care apar chiar acum pe ecran și, dacă vrei să apare în următorul videoclip, abonează-te și scrie gata în comentarii. Bun, băieți, am ajuns în mijlocul pădurii, iar în acest timp, ca să supraviețuim, avem de îndeplinit câteva găuluri. Demontat cortul, de făcut rost de mâncare și de apă și, cel mai important lucru, să nu murim. Primul lucru pe care vreau să-l facem, băieți, este să montăm cortul și cred că o să-l pun fix lângă acești pomi. Ia să vedem, perfect. Am adus și câteva unelte la noi, cum ar fi topor, lanternă, cuțit și, bineînțeles, câteva arme, pistol, shotgun și sniper, pentru că va trebui să vânăm ca să facem rost de mâncare. În partea din dreapta avem și niște statistici care reprezintă energia, bara de sete și bara de foame și, ca să supraviețuim, va trebui să menținem aceste statistici cât mai ridicate. Vedeți că bara de sete este pe la jumate, deci asta înseamnă că va trebui să facem rost de niște apă. Și partea bună este că avem în față un lac de unde putem să facem rost de apă. Opa, asta avem grijă, pe aici să nu ne rupem gâtul. Am câteva sticle de apă pregătite pe care o să le umplem cu apă din lac, iar apoi o să facem un campfire ca să fierbem apa, ca să o transformăm în apă potabilă. Bun, băieți, am luat toată apa de care aveam nevoie. Dar acum va trebui să facem focul pe aici pe undeva ca să fierbem apa. Ia să vedem, o să-l punem chiar aici. Ne apropiem de foc și o să punem apa. Și cu toată apa pe care am luat-o din lac am reușit să facem 5 sticle cu apă. Hai să bem 2 sticle ca să umplem bara de sete. Iar acum va trebui să mergem la vânat ca să ne asigurăm și mâncare. Văd un iepure, băieți. Văd un iepure, văd un iepure, pleacă. L-am nimerit. Captura zilei, băieți, hai să lutăm. Și am făcut rost de carne. Dar hai să mai vânăm ca să ne ajungă pentru următoarele 24 de ore. Iepure, băieți, cred că am văzut un iepure. Ne mișcăm ușor să nu-l speriem. Uitați-l, uitați-l, uitați-l. Nu ne-a văzut. 3, 2, 1. Let's go, băieți, hai să lutăm. Și eu zic că două bucăți de carne o să ne ajungă pentru următoarele 24 de ore. Opa, uitați și poliția, băieți. Am avut mare noroc că nu ne-au văzut când am tras în iepure, pentru că acum eram la pușcărie. Hai să ne întoarcem acum la cortul nostru. Să punem carnea pe foc ca să o gătim. Am reușit să gătim 7 bucăți de carne. Holy fuck, super, super bine. Și mâncăm 3 bucăți ca să ne umplem bara de hunger. Din câte vedeți, a venit seara și înainte să ne băgăm un cort să ne culcăm, aș vrea să mergem iar până la lac să facem rost de niște apă ca să avem și pentru ziua următoare. Ce caut mașina asta în mijlocul drumului, are ceva în prabagaj? N-are. Ăștia sunt cumva zombi, băieți? What? Ce caută zombi în mijlocul pădurii? What? Holy fuck, nu mai mergem să luăm apă deloc, mergem înapoi la cort. Să ne băgăm repede în cort, să ne culcăm, să se facă zi. Să vedem, ceasul este 6 dimineața, perfect. Ia cortul, stinge focul, ne urcăm în mașină și hai să investigăm puțin pe aici zona. Astea am văzut niște zombi, hai să vedem dacă mai sunt și acum acolo, ia să vedem. Băi, ești nebun, încă sunt, what? Ia stați așa, hai să coborăm din mașină. O să încerc să-i omor ca să nu infecteze mai multă lume pe aici, să pornească iar o apocalipsă zombi. Văd că ăștia, dacă le tragi doar în cam mor, dacă le tragi în corp, ăștia nu mor. Băi, eu zic că i-am omorât pe toți, să ne urcăm în mașină și să plecăm din locația asta, pentru că este o zonă destul de ciudată cu zombi, habar n-am ce caută ăștia aici. Iar acum vom merge în altă locație în care vom supraviețui. Să sperăm că acolo nu o să mai găsim zombi. Ne-am schimbat locația în care vom rămâne peste noapte, băieți. Am venit lângă acest râuleț. Singura mea frică aici este că urșii de obicei vin pe lângă râuri și sper să nu ne întâlnim diseară cu vreun urs. Dar până atunci ne punem înapoi campfire-ul, cortul. Avem bara de sete destul de low, așa că hai să bem ceva apă. Ba, știți când v-am spus mai devreme că mi-e frică să nu ne întâlnim cu vreun urs? Da. Cred că avem o mică problemă. O să încerc să scap de el, o să încerc să trag, să dacă pot să scap cumva de el. Să vedem. 3, 2, 1. Ia, hai să mergem la el și să vedem dacă l-am omorât și dacă da, hai să-l și lutăm. Mamă, sper că ăsta era singurul, mamă, uitați-vă la el cât de mare era, ești nebun. Hai să lutăm. Am făcut rost de carne, perfect. Mi-a venit o idee, băieți, dacă tot am toporul la mine, o să încep acum să tai niște copaci ca să pot să-mi fac o mică bază ca să mă ferez de urși. În timp ce tăiam niște lemne, am găsit aici o mașină părăsită, băieți, din câte vedeți, este super, super ruginită. Cred că este lăsată aici de foarte, foarte mult timp. Ia să vedem, are ceva în portbagaj? N-are nimic. Să vedem, pornește. Hai că pornește, dacă uitați-vă puțin acolo cum arată mașina. O lăsăm aici, nu avem treabă cu ea. Hai să ne apucăm să reconstruim mica bază. Prima dată o să încep să-i pun pereții. Dacă ai ajuns până aici și îți place videoclipul, nu uita de like. Asta bine, momentan, jumătate de bază este finalizată. Mai avem de pus câțiva pereți. Unul aici, unul aici. Aici, aici o
să-i pun și o ușă ca să putem să intrăm în bază. Și mai punem un perete chiar aici. Ceva de genul arată baza noastră, nu este cine știe ce bază, dar eu zic că putem să supraviețuim destul de bine aici. Sunt protejați de urși, de zombie, eu zic că este destul de bine. Luăm campfire-ul și o să luăm și cortul și o să le punem în interiorul bazei. Și mai mi-am făcut aici, băieți, o masă de lucru unde putem să craftăm diferite obiecte. O să luăm mașina și o să o aducem lângă bază. What? Ce se întâmplă, băieți? Nu mai pornește mașina. What? S-a stricat mașina aici? Holy fuck, asta nu este un lucru bun. Cred că va trebui să lăsăm mașina aici pentru că n-avem ce să mai facem. Va trebui să vedem ziua următoare să o tractăm. Dar până la sfârșitul challenge-ului va trebui să rămânem fără mașină. Și în caz că va trebui să mergem undeva, o să mergem pe jos. Băieți, vreau să ies puțin din baza noastră și uitați-vă ce am văzut. Nu 1, nu 2, nu 3, 6 urși. Holy fuck, nu vine să cred. O stăm aici la noi în bază pentru că n-am cum să mă lupt cu 6 urși deodată. O să sting și focul ca să nu fie atras de foc. O să mă bag în cor și să sperăm că nu o să mă atace urșii în timp ce dorm. Ne-am băgat la somn, băieți. Ne-am trezit. Ceasul este 6 dimineața. Ce caută iepurile astea aici? Cum a intrat? Se mai sunt urși acolo, mai sunt. Trebuie să îndeplinim ultimul goal din misiunea noastră, mai exact să supraviețuim. Și ca să facem asta, va trebui să ajungem la șosea fără să fim atacați de urși. Nu o să mai au nimic, o să las tot ce am construit, o să las așa. O să încerc chiar acum să plec de aici. Hai să vedem. Deschide ușa. Zid. Mamă, sper că nu m-a văzut. Avem și ghinion că s-a stricat mașina pentru că acum puteam să plecăm direct cu mașina, dar va trebui să mergem pe jos până la șosea. Am ieșit pe un drumuleț, băieți, am trecut prin râul ăsta ca să ajung aici. Acum va trebui să mergem pe acest drumuleț până la șosea. Sper să nu mai mă întâlnesc cu niciun urs. Vorbeam de urs și ursul la uși. Trebuie să avem mare, mare grijă să trece pe lângă urși ca și să nu ne vadă. Dar am găsit o mașină, băieți. Am găsit o mașină, nu vine să cred. Să vedem. Pare o funcționa. Hai să ne urcăm în ea. Am cuiată, mamă, sper să nu fie proprietarul pe aici. Hai, pornește-o. A pornit, nu vine să cred. Holy fuck, ce noroc avem. Repede, repede. Hai să plecăm, băieți. Uitați acolo încă un urs. Mamă, sper să nu vină ăștia acum după noi. Dar îi dăm, băieți. Îi dăm, îi dăm, îi dăm. Mai era aici o mașină, dar nu ne interesează. Hai repede spre șosea. Mamă, ce noroc că m-am avut, că am găsit mașina asta, nu vine să cred. Haide, urcă, urcă. Ok, băieți, și oficial am ieșit la șosea. Asta înseamnă că am terminat challenge-ul. Holy fuck, nu vine să cred că am reușit. Mi este și foame, mi este și sete. Iar acum o să mă îndrept spre casa mea. O să mănânc ceva, o să beau ceva, o să mă culc. Până data viitoare să vă las în stânga mea un nou videoclip. Eu am fost Mario și v-am pupat. Pa, pa.